Istoria e o disciplină care mă fascinează. Odată, într-un campus, după ce am prezentat câteva conexiuni istorice semnificative, un tânăr s-a apropiat de mine și mi-a pus o întrebare directă. Dumneavoastră sunteți conspiraționist? Tu ce ai fi răspuns? Eu i-am răspuns printr-un singur cuvânt. Depinde. Și am amintit de filmul Teoria conspirației cu Mel Gibson, care dovedea în mod strălucit atât aberația, cât și veracitatea conspiraționismului. În privința conspirației se aplică o vorbă care spune că între geniu și nebunie este doar un pas. Totul depinde de ce înțelegi prin conspiraționism. Dacă ar fi să-l definesc după mintea mea, conspirația este o agendă ilicită ascunsă, promovată de o clică ocultă, pentru a schimba sau controla statul quo-ul existent în diverse domenii, nu doar în politică, spre propriul beneficiu. Dacă ar fi să privești în urmă, cu câte conspirații mari sau mici nu te-ai intersectat? Dacă totuși nu ești convins că ele există, citește despre conspirația Tuskegee, când, timp de 40 de ani, guvernul american a sponsorizat teste medicale nocive pe 400 de bolnavi de sifilis fără consimțământul lor, sau proiectul MK Ultra, în care vreme de 20 de ani CIA-ul a experimentat droguri pe victime inocente, sau scandalul Watergate. Pentru mine, toate conspirațiile, chiar și cele posibile reale, sunt doar o joacă de copii, sub mantaua cărora se derulează de secole o mare și nevăzută conspirație, mama tuturor conspirațiilor, în care un supergeniu malefic trage sforile acestei lumi și ale istoriei ei. Să fie vorba de un extraterestru, fără discuție. Numele lui întreg este încriptat în Apocalipsă. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume. Iar această conspirație cosmică, cu toate că este dezvăluită de mii de ani, este cu atât mai periculoasă cu cât este trecută pe lista banalităților. Cum zicea poetul Baudelaire, este cea mai mare maestrie a diavolului aceea de a ne convinge că el nu există. La întrebarea tânărului din campus, i-aș răspunde acum, da, sunt. Ba chiar orice creștin onest care ia Biblia ca reper nu poate fi decât conspiraționist, dar în dimensiunea marii lupte între Hristos și Satana. Întrucât aproape 8 miliarde de suflete habar n-au de miza acestei lupte și întrucât ignoră sistemul de trip Matrix în care își consumă iluziile, iată. Pentru 2024, Hope Discovery s-a pus la lucru ca să-ți pună la dispoziție un proiect cu relevanță actuală. Este vorba de un serial de dramă audio în 12 episoade intitulat Tragedia veacurilor. Eroii trăiesc dilemele timpului sfârșitului și pas cu pas descoperă cu uimire istoria din spatele istoriei. Este vorba de acea conspirație cosmică din care conștientizează că trebuie să scape. De-a lungul dramei, vei regăsi în paralel adevărurile din cartea cu același nume, Tragedia veacurilor. Proiectul este amplu și se dorește a fi realizat în toate limbile mari ale Pământului. Nu e o glumă. Astăzi, folosind inteligența artificială, acest vis ne este la îndemână. Intră pe hopediscovery.ro și află cum poți susține acest proiect extraordinar. Nu uita, Dumnezeu face minuni mari cu cei puțini și cei dedicați. Numai bine!